Bun găsit, sunt Cornelia Ionescu și alături de colega mea Talida Trofin. De la această oră vorbim despre serialele turcești. Bună, Talida! Bună ziua, Cornelia! Bine ai revenit alături de mine! Adevărat a înviat! Bine, ești veselă, cum te simți? Mă simt foarte bine. Am petrecut Paștele frumos, m-am încărcat cu energie și mi-era foarte dor de voi că nu v-am mai văzut de mult. Cum ai petrecut de Paște? Eu am petrecut foarte frumos, am fost la munte, a fost o ieșire foarte benefică pentru mine. Aveam nevoie de o mică vacanță, să iau o gură de oxigen și să revenim aici, să avem invitați frumoși și să discutăm despre tot ce se întâmplă ca în serialele turcești. Chiar că suntem ca în serialele turcești astăzi, pentru că avem o ediție plină de, nu știu dacă adrenalină, dar plină de muzică. Plină de muzică. Dacă spui tu, ție îți place muzica, da, ești cântăreață, mi se pare normal să avem numai invitați din zona aceea. Dar nouă ne plac toți invitații. Eu mă bucur că ești aici fizic în studio. Data trecută a fost o înregistrare și parcă n-a fost așa cum suntem noi obișnuite. Poate să-i spunem și lui Bogdan Mocanu că a fost o înregistrare, știi de ce? Păi el a intrat în direct, a dat mesaje, da? A lăsat o grămadă de mesaje acolo. Și poate să ne lase și de data asta, că acum o să răspundem. Cred că nu înțelegea ce se întâmplă de nu-i dăm o replică. Da, uite, eu am telefonul cu mine aici. Da, și eu tot aici. Timpul sunt să în legătură cu dumneavoastră, cei de acasă. Dar să nu mai lungim vorba, avem doi invitați foarte frumoși aici. Cred că pe unul dintre ei, cel puțin, îl cunoașteți foarte bine. Luis Gabriel, cu toate diamantele aici. Bună ziua și bine v-am găsit. Și cu cel mai prețios diamant astăzi alături de el, perlă, iubita. Perlă. Cea mai prețioasă perlă. Perlă, da. Haziran. Bună ziua, bine v-am găsit și eu. Mă bucur că ați venit în această zi alături de noi. Sunteți foarte frumoși împreună. Mulțumim. Melodia pe care tu ai lansat-o și care a făcut furor peste tot și va face în continuare, îi are o legătură și cu iubita ta superbă? Normal, tot ceea ce cânt are legătură cu ea. Nu știu dacă mă urmăriți non-stop, eu cânt doar melodii despre ceea ce simt. Și eu la fel. Și tu la fel. Și eu la fel. Și eu la fel. Eu îți presimt doar ce simt. Nu știu dacă toate diamantele nu ne cunoșteam, dar parcă am presimțit așa că va veni o perlă în viața mea de a încânta toate diamantele. Am cântat-o cu prea mult foc și nu știu de ce, că nu era nimeni în viața mea, însă presimțeam ceva, da. Cum, care-i povestea piesei? Cum a răbufnit așa? Pentru că a fost melodia fenomen și vara trecută, cred. Da, a fost și vara trecută. În toate cluburile, în toate restaurantele, peste tot, numai diamante am auzit. Da, cum a fost? Te așteptai? Nu v-a acceptat prea ușor această melodie, pentru că a avut o explozie foarte mare și are în continuare. S-a auzit și în Turcia și peste tot și în alte țări, și în Egipt și peste tot. Îmi trimit filmulețe mulți oameni din diferite țări că ascultă melodia. Toate diamantele. Da, deci eu nu diamantele. Am voce. Dar ai putea să o fredonezi tu puțin. De colegul meu, Alex Nedelcu. Alex Nedelcu, uite, am rămas cu el de la ștafetale. Băi, ce simpatic. Tu ești mai mult pe Laura Stoica, pe... Din asta ne-ai cântat. Colegul meu, Alex Mihai din spate și Dan Bud, regizor, mă ceartă, am greșit numele. Mielul la Paștele viitor. Pentru că oricum Mihai a pierdut un pariu cu mine. A pierdut un pariu cu mine, trebuie să mi-l dea acum, recent. Da, e o veselie mare. E veselie, e vineri, normal. Putem să mai greșim da. Și noi. O să vine astăzi, nu vine astăzi? Nu vine, dar să știți că vom avea o ediție de ștafeta mixtă puțin mai târziu și o să discutăm despre Survivor. Dar acum avem toate diamantele aici și vorbim despre muzică. Sunt dispus să vorbesc ceea ce doriți și orice subiect îl discutăm cu mare drag, nu-i problemă. Despre melodia aceasta, spuneam că melodia care a încins internetul. Despre această melodie... Cât timp ți-a luat? Am vorbit să și o să faci? Vorbesc în continuare. Nu mi-a luat foarte mult timp, trebuia să scot o altă melodie, însă a intervenit altceva. Ionuț
parcă Dumnezeu i-a trimis acest mesaj, nu știu, s-a trezit într-o dimineață Ionuț și s-a trezit cu melodia asta în minte. Și mi-a zis, hai la studie să tragem piesa asta. Am mers și am zis, ok, ne pregătim de clip, că prima dată tragi piesa, pe urmă filmezi clipul și pe urmă îl montezi și pe urmă îi dai drumul. Și am zis, nu, nu mai pierdem timpul, hai să o filmăm cu telefonul și dăm drumul, o punem pe YouTube în seara asta. Sau mâine când ne trezim, că era târziu, noi lucrăm numai seara la studio. Și am tras acolo, cred că a durat vreo 45 de minute să o fac pe toată. Am cântat-o și m-a filmat cu telefonul și am pus-o pe internet. Deci o melodie filmată cu telefonul, câteva zeci de milioane, câte mai sunt acum? 80 de milioane. 80 de milioane de vizualizări. Deci dacă Dumnezeu vrea să fie succes, oameni buni, normal. Este. Dar, de la Dumnezeu, câți tot. Ani de muncă stau în spatele acestui succes? Sau, nu știu, poate a fost rapid în cazul tău? Eu sunt întotdeauna sincer și unde am fost și mereu o să fiu sincer. Pe mine nu mă schimbă succesul niciodată, am aceiași prieteni, am aceleași tabieturi, am aceleași ieșiri, sunt la fel, nu m-a schimbat niciodată succesul și nici nu o să mă schimbe, cred eu. Poate oamenii să mă schimbe, dar succesul nu. Nu am foarte mulți ani de muncă și nu, în primul rând, nu am fost cântăreț. Eu am jucat fotbal, m-am ocupat cu altceva. Nu. Unde am fost ai jucat fotbal? Am jucat în Franța o perioadă, după aia m-am întors în România, am jucat prin Liga 3-a pe aici. La ce echipă? Eu am fost redactor de sport, de aceea tot te întreb, că poate mă pricep un pic la fenomenul ăsta. Trebuia să jucăm barajul pentru Liga 3-a pentru Cuțigănești, o echipă. Când am venit din Franța, nu prea voiam să mai iau fotbalul în serios, pentru că trebuie să fii foarte serios ca și sportiv. Și erai neserios sau? Nu că eram neserios, dar... Aduceai o altfel de viață, nu? Voiam o altfel de viață, dar acum, dacă privesc viața de acum cu viața dinainte, nu. Acum îmi place mai mult. Fac ce vreau, nu stau să... Da, să fii sportiv te condiționează puțin cantonamentul, sportul în general, antrenamentele. Și am luat pauză din cauza pandemiei. Am luat pauză cu fotbalul și fiind prieten apropiat, foarte apropiat cu Ionuț, am stat pe la el mult o perioadă. Pe urmă am fost la un șpriț cu prietenii. Șpriț, nu prea beau eu alcool, dar un pahar merge. Și am cântat acolo și m-a pus pe TikTok. N-am vrut să apar pe TikTok și m-am trezit a doua zi cu o grămadă cereri și le-a plăcut oamenilor. Și dacă am văzut că le-a plăcut oamenilor, de ce să nu încerc o melodie? Și am încercat toate diamantele și mi-a ieșit. Deci eu nu am experiență, pentru că văd foarte multe comentarii că vezi, doamne, Luis Gabriel vine și cântă doar toate diamantele. Nu, nu cânt doar toate diamantele. Am multe melodii pe care trebuie să le studiez, ale mele, și nu pot să le cânt nestudiate, pentru că eu nu am o experiență cum au alți artiști sau lăutari. Eu nu sunt lăutar, mă consider artist. Și cam atâta tot am de spus. Adică să nu mai văd mesajele. Bine, nu mă interesează că orice, și Messi și Ronaldo au mesajele, dar minte eu. Dar am și mesaje frumoase, oameni care mă apreciază. Și mă bucur că mă apreciază oameni mari. Da, am văzut chiar aseară, mi se pare, dând un search pe toate diamantele, piesa a fost cântată și de Florin Salam, de toată lumea, nu? A fost preluată. Da, atunci m-am simțit când am văzut că Florin Salam, cum îi spunem noi prietenii mai apropiați, Efes, mi-a cântat melodia, a fost o bucurie. Acolo am simțit că este hit. Când o legendă a muzicii îți cântă melodia, înseamnă că pe bune este hit. Da, e o melodie pe care e adevărat, toată lumea o interpretează și te flatează pe tine ca și cântăreț. Să vezi piesa ta peste tot, pe de-o parte. Pe de altă parte, nu e în regulă, pentru că ar trebui să-ți ceară și voie oamenii să-ți interpreteze melodia. Așa este corect, așa se întâmplă în întreaga lume. La noi lucrurile se mai schimbă. Nu sunt la acel nivel să-mi ceară mie voie lumea să-mi cânte melodia. Nici nu aș vrea lucrul acesta. Din contră, mă bucură că îmi cântă niște soliști importanți melodia și eu încă nu sunt experimentat, nu am experiența lor. Nu am ani de muncă, nu am nimic, încerc și trag tare prin ajutorul lui Ionuț să mă fac cât mai ok, cât mai ok, cât mai ok. Muncesc foarte mult cu el și în timp voi demonstra lumii că merit locul unde trebuie. Nu vreau să fiu cel mai bun, dar măcar să mă lupt în palmares. Foarte frumos. Cum v-ați cunoscut voi doi? Și o să o întreb pe ea în principală. Îi preiau cuvântul iubitei mele. Păi, ne-am cunoscut la studio. Eu nu ți-am scrisese să vin să-mi fac o piesă pentru că mă auzise pe TikTok. Eu atunci nu cântam, aveam niște piese scoase, dar atâta tot nu aveam
o carieră. Și atunci când am ajuns la studio, am apucat să vorbesc puțin cu Ionuț, după care a intrat Luis în studio. Iar eu când l-am văzut, nu știu, am avut așa un presentiment că urmează ceva foarte frumos. Și am lăsat lucrurile să decurgă de la sine. Și s-a întâmplat să ieșim și a doua oară și a treia oară și așa s-a înfiripat ceva între noi. Dar eu consider că a fost dragoste la prima vedere din partea amândurilor. Da, asta vroiam, aș fi dorit să vă întreb dacă a fost așa o dragoste la prima vedere. Ce ți-a plăcut la el? Ție ce ți-a plăcut la ea? Bine, ce dacă mă uit la Hasiran, este pur și simplu superbă. Este... Mulțumesc. Mie îmi place în continuare fabuloasă totul. Fabuloasă ca femeie. Mie, nu am ce să-mi aleg. A venit aici, a întors toate privirile. Nu am ce să-mi aleg la ea care să-mi placă foarte mult, pentru că totul îmi place. Nu, tot ce are ea îmi place. De la ochi până la greznă îmi place. Și ce ți-a plăcut la început cel mai mult? La început cel mai mult. Primul impact. Și pe mine mă atrage foarte mult frumusețea. Eu nu sunt la gândirea aia, sufletul. Sufletul faci tu cum să ceară, adică nu știu. O faci tu dacă e vine să fie pe persoană. Parcurs. Da, vine pe parcurs, adică dacă e să o faci persoană bună, o faci. Nu trebuie să fie persoană bună să te îndrăgostești. Cu toate că ea a fost și persoană bună. Mie mi-a plăcut fizic foarte mult, mai ales ochii, buzele, tot. Iubita mea este foarte frumoasă și când mă trezesc lângă ea dimineața, ceea ce nu am văzut foarte des în viața mea și în experiențele mele. Adică ți-a plăcut de cineva seara și a doua zi de dimineață era altă femeie? Nu am trăit dezamăgiri, doar că... Te culci cu Maria, te trezești cu Marian. Vorba anului. M-am culcat cu Hasiran și m-am trezit cu Hasiran. Foarte frumos. Am și spus că ai niște Adidas și speciale, am vorbit înainte de emisiune. Scrie ceva pe Adidas și aceștia, poate o să ne ajute cumva colegul nostru, Alex Mihai. Și au o istorie, această încălțăminte. Are ceva, scrie Luis Gabriel pe Adidas. Și am înțeles eu că Hasiran ți-a scris numele pictat, acolo. Mi-a pictat. Ce drăguț. Trebuie să întorc, da. Așa? Vreți să vă spun care da. Este istoria de fapt? Bineînțeles, așa? Așa? Așa. Eu m-am apucat de pictat în pandemie, din plictiseală. Și încercam să pictez cam tot ce prindeam. Filmează-mă pe mine, că sunt mai frumos. Cum nu m-a lăsat să pictez pereții casei și așa și nici soacra mea nu a fost de acord, am zis că trebuie să pictez ceva și m-am săturat să pictez pe pânză. Am zis, hai, am găsit o pereche de Adidas, hai să-i fac mai drăguți, mai speciali. Mai speciali, da. Unici. Și... Iubita mea este foarte talentată, mă surprinde pe zi ce trece. Nu ai cum să te plictisești de această persoană sau cumva să devină monotonie, pentru că întotdeauna mă surprinde cu câte ceva. În fiecare zi descoper câte ceva și lucruri frumoase, nu lucruri în care să mă dezamăgească. Plus că eu educ să vorbim doar de prezent. Adică trecutul nu mă interesează niciodată. Dar frumos, cu gelozia cum stați? Așa. Iubita mea nu-mi dă motive de gelozie. O să mai vorbesc doar subiectul ăsta, pe urmă o las și pe ea să vorbească două, trei subiecte, pentru că eu am vorbit destul. Așa. Care mai vorbăreț dintre voi? Care este mai? Vorbăreț! Se vede. Da. 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 De gelozii, ia îmi spune no. De gelozii, da, sunt un băiat gelos. Nu mi-ar conveni niciodată să văd că se uită pe cineva sau că o atrage un anumit bărbat. Pentru că dacă există atragere din altă parte, înseamnă că nu sunt eu bărbatul potrivit. Însă iubita mea nu mi-a dat motive să fiu gelos. Deci nu o să te super pentru că ea o să comenteze astăzi niște actori frumoși din Turcia. Îmi faci în fiecare zi și cât de frumos mă trezește ea pe mine și cât de important mă face ea pentru ea. Să fie actorul ei, da, sunt principal. Ei, principal. Nu mă interesează niște poze acum. Să-și dea cu părerea, normal, eu o las să decidă ce vrea. Foarte bine. Noi, toți invitații care vin aici, primesc... nu, sunt supuși la unele provocări. Noi prezentăm pe ecran o serie de actori din Turcia. O să vreți să-mi spargeți casa, după cum se vede. Da, normal, bineînțeles. Sau să-i sparg ochiul ei, ca să știu. Păi stai puțin, că o să fie și invers. Hai să zicem că vrem să spargem casa pentru o oră, da? Și facem, avem aici experiment. Niște reacții de pe internet. Răspunde ea prima sau eu? Ea răspunde prima. Ah, ok, dacă răspunde noi ea vom prima, prezenta o serie de...
Da. Să, da, puneți ochelarii, pentru că noi vom prezenta o serie de actori foarte îndrăgiți în Turcia, dar și aici, pe plaiurile mioritice. Iar Haziran ne va spune și ea dacă îndrăgește pe unul anume sau pur și simplu nu atrage niciunul. Dar eu am senzația, Talida, că o să-i placă de măcar doi dintre cei pe care noi i-am pregătit astăzi, așa e? Și eu cred la fel. Nu știu cât de deschisă o să fie astăzi să ne spună părerea sinceră, pentru că și-a pus ochelarii lui. Da. Nu, eu sunt o persoană sinceră, numai că este foarte greu ca un bărbat să mă atragă. De fapt, e mult spus să mă atragă, să-mi placă atunci când am lângă mine cel mai... Dar puteți să-mi faceți o poză acum așa și să puneți jumătate și care o atrage mai mult? Da. Adică, să vedem unde se uită mai mult, în dreapta sau în stânga. Să știi că mi se pare că semeni cu prima propunere pe care o avem pentru ea. Ia să văd ce propunere. Și freza parcă o să o lăsăm pe Haziran să vorbească mai mult de data aceasta și să vorbească cu sinceritate. Akinosu este prima noastră propunere, toată lumea îl știe din serialul Hergeai, omul care a nebunit o întreagă Românie. Ce spui despre el? Sincer. Uh-huh. Foarte sincer. Foarte sincer. Nici dacă nu aș fi fost cu lui, dacă nu l-aș fi cunoscut, nu mi-ar fi plăcut. Nu mi se pare genul meu de bărbat. Și nu îmi transmite nimic. Deci, noi, uite, Miran din Hergeai nu-i transmite nimic lui Haziran. Nu urmăresc serialul, sincer, dar nu-mi place. Ce bine te-am montat de acasă, iubită. Are 1,80 și 75 de kilograme. Nu contează înălțime. Nu contează, esențele tari se țin în sticluțele mici. Dar de ce nu este genul tău? Acum ați vrut să mă înțepați că sunt mic sau cum? Mi se pare că are niște trăsături foarte aspre. Noi facem portretul robot al fiecărui... Da. Are trăsăturile aspre. Da, o privire... Rece? Rece, da, exact, ăsta este cuvântul. Băi, așa e rolul. Da, nu este... Place. Poți să intervin și eu? Hai, intervin. Nu este un bărbat urât. Nu putem spune lucrul ăsta, pentru că altfel nu ar fi fost aici în emisiune. Acolo dat exemplu. Acolo văd care ochii albaștri aici și sunt versi. Nici, wow, nu pot să zic. Da, nu. Dați-mi un chemal, chiar. Dați-mi un ceva. Hai să-l dăm pe Berg Oktay, să-l vedem dacă... Urmează. Berg Oktay, l-ați văzut în Dragoste la prima vedere? Eu îl văzusem alt serial în care a jucat. Da, pe un alt post de televiziune, da. E adevărat. A jucat într-un serial de comedie. Da. Pe acela îl urmăream. Da. A fost foarte simpatic Berg în acel serial, foarte înalt și el, culmea. Puțin copilăros și nu place frizura lui. Deci nu? A fost în 2003 Best Model of Turkey, deci este și model. Da, eu am niște gusturi mai diferite de restul fetelor, să zic așa. E scorpion? Tu ce zodie ești? Tot scorpion este. Uite, măi, că se potrivea. 6 noiembrie. 6 noiembrie, uite. Și tu ce zodie? Vărsător. Interesant. Dar cu toate acestea nu este genul Haziran. Să vedem dacă Berkatan este mai pe gustul ei. Nu. L-ați văzut, dumneavoastră l-ați văzut în Ghiuneș într-un rol foarte frumos. Nu. Parcă seamănă cu Liviu Teodorescu. Nu e așa? Da, și da, seamănă. Cornelia spune că nu este așa. Aduce puțin. Da. Este primul gând care îți vezi, Cornelia, că am avut dreptate. Vreau să-l salut pe această cale pe Liviu Teodorescu. Chiar îi ascult muzica și îmi place. Niște Liviu nu-i place, uite. Pe când o colaborare? Nu știu, dacă tot vrei... S-au unit stilurile și eu sunt deschis să fac cu oricine din partea asta la altă de muzică colaborare, pentru că ascult genul ăsta de muzică. Eu nu ascult manele, adică când sunt în mașină nu ascult manele deloc. Eu ascult decât muzică turcească sau muzică ușoară. Pepe sau, uite, Liviu Teodorescu, am câteva melodii. Latino. Dar ce era mai important. Da, mai El Jiménez. Nu, mai vorbim de Spania, că Spania o să demonstrez eu ceva. Am surprize mari. Are sânge latin. Are niște proiecte, da, frumoase. Da, el nu, chiar nu. Nu-mi place nimic. Dacă ceilalți au fost cât de cât ok, acceptabil, el chiar nu. El e mai în zona high school, așa, mai... Da, nu știu, mi-e place. Fiecare place? Da, îmi place. Mi-a plăcut și rolul. Nu are în serialul ăsta. Are în altul. Și în imaginea asta părul lung, dar a plăcut și cu părul lung. Dar, mă rog, fiecare cu gusturile lui. Eu am o curiozitate, dacă tot vorbim despre actori din Turcia. Numele ei, nu știu, mi inspiră... Mă duce cu gândul la ceva exotic și sunt curioasă care e povestea numelui sau ce înseamnă.
Haziran înseamnă luna iunie în turcă. Ah. Și uite că avem o legătură. Este o poreclă, nu este numele meu. Este o poreclă pe care mi-a dat-o cineva în Turcia, un fotograf care mi-a făcut o poză la un panou de la festivalul din luna iunie. Și mi-a spus că eu arăt ca un soare, sunt însorită ca luna iunie. Și atunci mi-a plăcut foarte mult cum a sunat Haziran. Mi-am pus numele pe Facebook și a început toată lumea să mă strige Haziran. Și de acolo. De tare. Deci tot din Turcia. Da. Suntem cum te conectați. Cheamă? Francesca Bolete. Isabel. Ce frumos. Nu, zi-l pe tot, te rog, e frumos. Dacă l-auzi pe tot, nu înrezi. Da, sunt jumătate nemțoaică și atunci am un nume mai complicat, toată lumea îl încurcă. Da, Wettengel Francesca Isabel. Eu sunt fană la tot ce înseamnă nemți, Germania, nazism, de ce? Hitler. Sunt nemții. Foarte pasionată de zona asta și de, nu știu, sunt fascinată de ei pentru că sunt duri și au o istorie aparte, nu știu. Sunt niște oameni foarte reci, eu fan. Nu mă consider da, din... Da, sunt niște oameni foarte reci. Mai bine spui de Spania, că sunt primitorii. N-am nimic cu evrei, da. Nu mă înțelegeți greșit, Doamne ferește. Nu sunt fana a ceea ce au făcut, sunt fana a istoriei, a poveștilor, a istoriilor. Sunt niște oameni dintr-o bucată, așa, dar eu nu mi-aș găsi locul mult acolo. Da. Da, ne înțibeau mult. Eu nu, dar în general... Da, mi-amintesc că aveau niște... căni foarte mari, halbe. Da, eu am crezut halbe. Că e o vază sau ceva de da, genul. Da, au niște tradiții și niște lucruri din astea ale lor, pe care nu le împrumută nimeni. Până la urmă sunt și foarte serioși. De aici, probabil, și zona asta care îți place ție, Tali, dacă tu ești un om mai tipicar și întotdeauna punctul. Un fixist, da. Sunt dar hai să vedem un alt bărbat. Poate reușim să o convingem pe Haziran că m-a există cineva mai frumos decât de lui Gabriel. Ce să zici că, da? De ăsta îmi place și mie. Uite, pe Kemal din dragoste care bun, este... Dar eu l-am imitat pe Kemal. Pe bun. Poftim? Eu pe Kemal mereu l-am imitat și cu părul. Îmi făceam părul pe spate. Am urmărit Karasev, dar mi-a plăcut foarte mult. Dragoste așa infinită, știu da? De Kemal, nu știu, dar... Da, un bărbat frumos. Deci aici, iubita mea, îți dau voie să zici ce vrei. Da, eu o să zic exact ce gândesc. Pe numele lui real. Da, când era serialul în vogă, bine, nu că acum nu ar fi, dar atunci când s-a difuzat pentru prima oară, erau toate fetele și țin minte că Facebook-ul meu era plin de poze cu Kemal și filmulețe și nu-i puteam găsi ceva care să... Un defect, da, n-avea. Nu un defect, ceva care să-mi placă. Wow. Acum, da, este un bărbat ok. Dar da? Nu, Cornelia, nu este... Cornelia, ai total. Da, ai lovit-o, știu. Ai lovit-o la partea sensibilă. Știu. Nihan, se nicioc să vii rum, Nihan. Oh, bun. Da, este un bărbat ok. Dar că tot mai frumos sunt. Nu, dar s-ar putea e, și mai bine. E ca într-o relație din asta. Îmi place de tine, dar... Dar nu prea. Nu cum prea, l-ai îmbunătățit pe Burak Ocimit? Ce mai să mă îmbunătățești aici? E perfect. Mai e de lucrat, ia. Eu sincer cum l-aș îmbunătăți? Este un bărbat frumos, dar pare prea înalt. Așa nu? E foarte înalt. L-am văzut și în realitate e înalt. Nu, schimbă becul fără nicio scară. Cred că părul nu-mi place în mod special. Da, măcar are părul frumos. Are trăsături, ok, dar da, nu-mi mi se pare un bărbat bine. Da, îmi place rolul pe care îl joacă, în schimb. Eu l-am văzut și aici în România, am văzut și nebunia iscat aici la mall-ul din București în care a fost prezent. Hai, totuși, să aibă un zâmbet, nu? Da. I-ai dat zâmbet? Ia dat un zâmbet. Păi dacă ai spus că îți place ție, îți dai seama inevitabil. Să pierzi pozele de pe Instagram, că nu te mai vreau. Da, frumos e mai totuși Burak Ocimit ăsta. Am crezut că ziceți de mine. Păi, și tu ești un bărbat frumos. Da, uite. Da. În comentarii vreau să compar asta. Asemănări și deosebiri. Cu Kemal și lui Gabriel. Doamne, cred că am văzut filmul ăsta de nenumărate ori pentru el. Eu nu l-am urmărit. Am văzut câteva episoade cu iubitul meu. Avem câteva scene care ne plac, da? Și le urmărim, da. Ce melodie i s-ar potrivi dintre cele pe care le cântați voi? Cui? Lui Kemal, uite. Tu, Haziran. Te-am căutat și te-am găsit. Dar nu l-a căutat nimeni. Nu știu, ce melodie s-ar potrivi lui? Eu zic din film.
Adică gen pentru el și pentru Nihan. Dacă v-ar invita să-i cântați, uite, la botez, la nuntă. Dacă ai fi fost invitat la nuntă, ce ai fi cântat? Toate diamantele. Toate diamantele, cu siguranță. Ce faci, mai Jador, așa? Intrăm înăuntru. Nu vrei să știi cine e în spatele nostru aici. A venit Jador Răsună Platou. Răsună Platou. A venit Survivor România aici alături de noi. Da. Ia să vedem, o să-i punem actrițe. Deci nu-ți place de el, da? Este ok, nu... Nu este un bărbat... Trecem la al cincele. Ia uite, domnule. Ce cauți, mă, băiatule? Bună seara, bună seara. Ce la ce uite și ne-a venit la noi. Ce faci, Hazira? Ionuț. Ce faceți, doamnă? Bine, domnul Jador, vreau să vii lângă mine aici. Da. Măi, tu faci cunoștință cu mine, mă. Mă mai recunoști? Nu, vorbesc eu aici cu doamna. Gata, așa, că mamă, ne-am adunat aici, niște semințe ne trebuia. Ne-am adunat astăzi aici. De asta e live? Da. E live acum? Da. Da. Bogdan, e măcar gay. Bă, s-a dus la Marie și plângea, ce prost e. Doamne, nu l-am mai... Unde e? La Dubai, nu? Da, bă, dar eu nu mai am cadru Dubai aici. A venit Jador, eu nu mi-ai luat cadru, dragă. Stai, da, eu te vin lângă tine, dragă, dacă vrei. Stai că vin eu. Dar ți-ai pus să-ți... Hei, mai spune că e secret. Măi, fată, ce cum răcămintea asta? Da. Doamne, ferești, mă. Ce are, dragă? Cât ai fost la Survivor, multe lucruri s-au întâmplat. S-au întâmplat. Voi doi v-ați combinat, bă? Păi de când, mă, tu nu știi? Mai. Da? Da. Și bine că m-am dat la ea. Niciodată, da! Că eu sunt nesimțit. Bine că știu. Îți dai seama, plătei, nu? Dacă greșeai, plătei. Da, ai vrut să te dai la ea? Nu, nu, că știam, că simțeam că ceva între ei doi și am zis, gata, dar să fiu bea cu mine. Trecem la al cincelea? Industria asta este prea mică. Cum zicea botezatul, este un pat cu cearșafurile neschimbate. Asta e cafea? Cine vrea cafea? Nu mai bea tu, mă, cafea, tu și așa dărâmi planeta. Bă, stai-mă un pic, bă, că abia m-am trezit, fata aia, am dormit 2 ore. Acu te-ai trezit la ora asta? Ce? Ia prezintă Talida. Este Kivan Ștatălug, este preferatul meu, este actorul principal din La Răscruce. Seamănă cu tata. O să credeți că exagerez, deja am refuzat toți bărbații. Nu-mi plac bărbații blonzi cu ochii albaștri sau verzi. E cu ăsta lângă el, cum să zic că îi place vreodată de cineva normal? Vezi, mă, că și tu știi cum e să fie. E frumos, na, nu vezi că e șucat ăsta. Este cel mai frumos, nu am cum să zic nici de Brad Pitt că e mai frumos. Dar chiar e frumos și el. Aseară am vorbit despre tine, nu mai știu cu cine am vorbit. Cu Marius ăla de la studioul, știi? Da. A zis că îi place de tine cum cânti. Mulțumesc. Băi, boss, stai puțin. Ține microfonul. Dar ce bei, mă, acolo? Ce bei, mă, acolo? Trebuie să intru în ce bei acolo? Cafea, vrei? Dă și mie. El trebuie să... Nu vrea, doamne, ce să-i fac? Da, da, trebuie să... Bă, dar în 2021 nu pui tu lapte în ea? Da, mă, că s-a mărât și eu. Îmi trebuia 10 bani pentru că aveai și n-avea. Lapte. Trecem la femeie acum fete. Să... Hai la femeie. Și Jador, Jador, ia stai, lasă-mă să-mi zic și eu părerea. Tot eu le-am pus. Deci sunt foarte curioasă de alegerile iubitului meu. Ăsta e telefonul meu. Da. Talida e prezentatoare sau ceva? Da, da, e co-prezentatoare. Adică cum adică să mor tu? Până acum a pus aranjează-l un pic. Ai făcut prezentatoare toată puterea dragostei. Păi bineînțeles. Vreau să vii și ia puțin mai târziu să te întâlnești cu altcineva. Ia, nu ne interesează. Nu vreți să știți. Nu vreau. Adică ce vrei să spui, că nu meriți sau cum? Hai, ba da, ești foarte... Să îmi spuneți dacă se aude foarte bine Jador. Las-o aici. Gata, Jador, dacă nu te auzi, o să-ți dau microfonul meu. Haideți să vedem și fetele, să le comentăm că avem doi bărbați aici. Și? Doi bărbați, eu, poate el, eu nu... Da? Bărbăția, nu. Hai să întoarcem mai bine ecranul să se vadă. Cine asta? Toate lucrurile se întâmplă așa, imediat la noi. Aisha Aysin Turan. Este o actriță. Poți să dai zoom aici să văd bine, să nu mă întâmplă. Din serialele turcești, Jador, pentru că ești la emisiunea ca în serialele turcești. Mă lăsa să-mi dau și eu cu părerea sau? Așa, hai. Vezi, mă, Jador, diferențe. Mă, acum că ai venit, tu nu mai sunt eu important la emisiune. Mă, firea dracului. Dar vreau să te uitați în ecranul acesta din acum, față. Că stai că ia vezi că te-a chemat cineva, ai uitat alea pe foc. Hai, mă, zi tu. Aisha Aysin Turan, zic și eu și zici tu? Da. Hai, bine, zic eu primul? Da. Spune, nu-mi place. De ce? Nu-mi place. Și dați-i o reacție. Stai, stai, stai. Că să nu-mi placă femeia asta? Ce frumoasă e, băi. Mamă, că nu-i așa? Nu.
E foarte frumoasă. Deci nu-mi place. Nu-mi place. E natural. Tu ce reacție i-ai dat? Ce? E bun, uite ce... Bun, e bun, am zis asta să mă ciupesc. Dar mă, că nu e o fată așa deci, frumoasă. Deci, uite, are buze mișto. Ochi albaștri, naturală, totală. Da, mă, dar pieptul nu e deloc piept. Unde e piept? Lasă-mă, mai faci și figuri pe burta goală. Da, mă, nu vezi că e șipcă. E bună, mă, mi-mi place. Bă, bună, nu te pești, nu-mi place. Mie-mi place. Nu mă atrage, nu. Eu vreau feminin, așa, să văd eu, să pun mâna pe aia. E feminină, bro, asta. Bro? Da. Nu să fie feminină, nu vezi că zici că sunt eu la piept? Bun. Haideți să vedem și o altă actriță. Să vedem poză. Azi placetele cu silicone, am înțeles. Bun. Ebru Sahin. Vreau să o dați puțin mai de aproape, așa, să o vadă Jador mai bine. Ia. Ebru Sahin joacă în serialul Hergei în rolul principal. Da, are trăsături frumoase, dar nu-mi ia place. Ia să vede. Nu îți place nici? Jură-te. Jură-te că asta are trăsături frumoase și el te l-a dat, eu mor aici, bă, ești bărbat. Nu, mă, nu, dar nu-mi place nici. Mă lovești. Mult, scuze. Sunt din Turcia? Da. Nu mai încalcă piciorul acolo. Nu, chiar sunt turâte. Deci nu, dau acolo ceva, că n-am. Mie nu-mi place niciodată. Am stat un an în Turcia, niciodată nu mi-a plăcut. Dau un zâmbet. Dar bine, dar actrițele astea din seriale nu-ți plac? Asta nu-mi place, urât. Nu-ți place. Adică are gura și că e drujbă. Dați-i în partea de jos. Dacă avea dinții frumoși, drepte. Dați cea de-a doua jumătate a imaginii și o să-i placă. Mie-mi plăcea. Așa-ți place? Mamă, că e bună. Nu mă impresionează, mă. Da, nu, mă, hai, următoarea. Doigu e Tiș. Da, Sergiu. Doigu? Mai vii de acasă. Tot în serialul Hergei. Hai că vine. Da. Vezi că... Mă ia să spun că seamănă, dar ea e mai frumoasă. Ia, comentez repede. Da, o vreau rău de tot pe asta. Și fai, mă, te bași peste mine că eu eram primul. Da, da, Jador, Jador, înainte de a pleca. Ce? Vreau să promit că după ce ești în emisiune de la Teo, da, vin da. Te așteptăm aici la noi. Vreau să fac o surpriză. În emisiune la Teo. Hai. Gata. Aici toate lucrurile se întâmplă așa cum natural. Ne vedem mai târziu cu Jador după ce îl veți vedea în emisiunea lui Teo de la orele 16. Acum vreau să-l rog pe Luis Gabriel să spună tot ce crede el despre aceste femei. Actrița asta îmi place, chiar e frumos. Da. Hai, du-te la locul tău, Dalida. Lasă-o pe Dalida mai aproape de mine. Așa, bun. Asta ca să nu scape vreo... Ca să vadă Haziran că eu sunt gigolo. Aia n-are voie, numai tu ai voie, nu? Da. E frumoasă, fata asta îmi place. Ce e frumos și lui Dumnezeu care este, place. Care este maximul? Ce semn este maximul? Ador. Ador? Da, îmi place. Dar poți să-i dai mai multe reacții să aibă. Îmi place. Îi dau și un zâmbet. Poate mă caută pe Instagram. Așa. Luis Gabriel Music. Luis Gabriel Music am pe Instagram. Luis Gabriel.music. Am o poză. Bun, uite, mai ai fost sincer. Vezi? Duiguie, tiși, îi place. Cornelia, mi-a venit așa un vibe de petrecere. Jador când vine, ridică paharele pe aici. Ia stai tu mai pe spate așa puțin. Așa, să-l vedem mai bine pe invitatul nostru. Căruia vreau să-i mai arăt o poză foarte interesantă cu o brunetă super, super sexy și spectaculoasă. Dar mă lași să-mi fac și o plăcere înainte de mamă, poză. Mamă, e preferata mea. Da, ia uite, stai puțin că se așează mai bine. Unde? Dă-te lângă Talida. Ce s-a întâmplat? Talida, du-te la locul tău. O și urmăresc pe Instagram. Nu, stai. Din toate actrițele. Cum o cheamă să știu să o scot? Melissa Slipamu, că ați văzut-o și în Dragoste Infinită, o vede și în serialul Lars Cruce. Ia da, spune. În Dragoste Infinită o chema Asu, mi se pare, nu? Da, Asu. Foarte frumos, îmi place, da. Uite place cum am nimerit noi doi invitați care sunt în temă cu subiectul și s-au și uitat la seriale. Păi da, păi da. Și știu personajele. Mie îmi plac privirile astea așa, nu știu, mai de șerpi așa. Deci, îți place, da? Adică asta așa. O urmărești pe Instagram? Ia, uitați-vă la iubita mea cum mă privește acum. Ia, cum m-ai cucerit după mine? Cum te-am cucerit? Ia. Cred că era mult mai simplă decât sunt acum când nu, ia privire. Da. Șarpe, tată. Foarte tare. Cornelia, hmm? Am o cerere. Ce cerere? Nu mai pot ard. În flăcări? Stai să-i dau Ador. Să-i dea Ador, să-i dea toate... Nu, că implică pe Luis. Mi-a furat Adorul ca să nu mai dau. Ia uite, dar inima tot i-a dat-o. Mai deloc nu mă lăsați să termin ce am de spus. Hai, spune ce ai de spus. Îl implică pe Luis, nu mai pot ard, vreau să aud piesa aia. Care piesa?
toate diamantele. Hai, iubire. Vreau să ne crezi, nu ne-ai cântat deloc. Nu, mai ai așa una. Așa înainte. Păi dați-mi eu pe ultima ca să văd dacă de... ai cântit toate diamantele sau luasul. A, da. Nu, că mai ai încă... Hai, cântă-ne, că ne mai cântați și împreună. Ce după. N-ați făcut ceartă la mine când am ales bărbații, dar să vedeți ceartă la... Hai la să mai vedem una și o să cânte. Hai, haide să mai vedem Elcin Sangu. Frumoasă. La răscruce interpretează rolul principal. De tine nici nu te compari, iubita mea, persoane de față se exclud. Da. Ești cea mai frumoasă din lume. Bineînțeles. Vă place Elcin Sangu? Mie îmi place, da. Ce? Ție îți place? Da, e frumoasă. E frumoasă. Bun. Pe ea o urmărești pe Instagram? Da, nu ador, nu merită ador. Chiar așa, rămâne la Melissa. Toată lumea o iubește pe Melissa. Deci like. Melissa este like, pasiunea aici, bărbaților. Da, un like. Invers. Nu. Un like. Da. Un like, Lucu, mă dracu, îmi place. Foarte frumos. Și mai avem vreuna? Nu mai avem. Talida? Surpriză, mai da. Avem o surpriză, că tot... Haaa! Senicioc se viorum Nihan! Dau eu ator! Nardăsân! Gyulaidan! Deci, dacă îi place ei, trebuie să-ți placă și ție. Îi dau două adoruri lui Nihan. Mai multe puncte decât în cazul Melisei sau mai puține? Mai multe puncte decât pentru Melissa sau mai puține? Nihan din Dragoste Infinită, îți place? Având mai în vedere mult? Că m-a prins foarte mult ca și rol când a jucat în Karasev, dar mai multe adoruri lui Nihan. Nihan, da? Nihan, da. Mi se pare și foarte finuță și extrem de cameleonică. Și e așa, adică e de statura mea. Este. De... Îți plac femeile înalte? Mă atrag, dar nu, nu chiar foarte înalte. Nu-mi plac oamenii înalți, foarte înalți. Mai înalți ca mine, puțin, da, dar nu foarte înalți. Dacă ți-ar face ea avansuri. Așa. Așa, ipotetic vorbind, nu știu. Crezi că ai rezista? Dar sincer. Aș rezista? În ce mod? Să nu pici în plasă, odată măcar. A, odată, ar veni în România și așa ar spune, uite lui, aș vrea să ne vedem într-o seară. Dar cine ar refuza și dar nu numai în cazul ei? Numai în cazul ei. Este normal, cred. Da? N-ai refuzat? N-ai... Pentru nu o aș noapte, refuza-o, eu cred că... dar nu aș neglija-o niciodată pe iubita mea. Deci iubita ta ar adică trece peste mult, o noapte, peste o escapadă. Nu. Peste o noapte trece, normal. Nu cred că aș afla. N-ar lăsa el să se afle una ca asta. Știi că femeile află întotdeauna tot? Normal. Minciuna are picioare scurte, dacă, dar... Dacă ești implicată și vrei neapărat să găsești bine, ceva, Nihan, tot timpul găsești. Hai să vă spun ceva. Nihan, pentru că este ultima actiță despre care o să vorbim, o să vă spun ceva, dar o să râdeți. Nu mă atrage de noapte. Nu m-ar atrage. Probabil dacă aș fi fost singur, este o femeie frumoasă, aș fi încercat. Nu mă atrage ca și sexy, nu este sexy. Nu este o femeie sexy să o am pentru o noapte. Poate să mă atragă prin frumusețea ei, adică cum m-a atras iubita mea. Prin frumusețea ei. Nu, mai sexy e asul. Adică da. Gen adică, asul, da, cu ea ai trei o dacă noapte. Dacă n-ar fi o actriță și ar fi o femeie simplă, nu m-ar da așa foarte mult peste cap. Deci ar fi periculoasă pentru relația ta, pentru că ai vedea în ea mai mult decât o noapte. Nu, nu, n-aș vedea în ea mai mult sau decât o noapte. Sau n-ai vedea nimic. Nu, este genul de persoană, nu știu, care nu se inspiră să trăiești o aventură cu ea. Nu știu, n-am cunoscut-o personal, să zic. Dar asul mi da, se pare mai sexy. Da, înțeleg ce spui. Adică unele persoane te atrag pentru o noapte, strict da, pentru o noapte, da, da, da. Pentru că vrei să le descoperi în pat sau undeva. Majoritatea. Majoritatea te atrag să le cunoști mai bine. Să sau altele deloc. Sau da. Altele deloc. Foarte bine. Deci cam astea au fost propunerile noastre. Rămâi la Melissa, da? Iar Haziran la nimeni. Haziran nu rămâne la nimeni. Un pic la Burac. Că ai dat voie. Ai spus că dacă îți place că ție... Nu. A zis că nu. Așa. Nu, nu-i place. Poate dacă dădeați o dar Maluma există ceva. Un actor care îți place din Turcia? Nu mă atrage niciun actor în general. Adică... Nu știu. Eu știu că Bruce Lee mei sunt o perioadă. Oh, wow. Da, nu știu dacă am un actor că, despre care să spun vai ce îmi place înțeleg. Și ce mă atrage. Nu. Bun. Mă, ești un norocos. Sunt un norocos, normal, dar asta am și ales-o. E foarte bine. Acum poate o să satisfacă și ție dorința da. Talinda. Acum vrei? Da. Cum să nu? Hai, ce vrei? Toate diamantele, nu? Toate. Toate diamantele... Le cumpăr pentru tine, le cumpăr că meriți,
Toată dragostea s-o simți, toate diamantele le cumpăr pentru tine, le cumpăr că meriți. Toată dragostea s-o simți. Bine. Doamne, îmi place mult timbrul lui vocal. Deci ador finish-ul ăsta răgușit, nu? Da. Este are un stil al lui personal și unic. De aia și a avut succes. Toată lumea. Dar trebuie să muncim, să ne experimentăm și mai tare ca să putem ajunge unde trebuie și să muncim cât mai mult, cât mai mult, cât mai mult, cât mai mult, să nu dezamăgim pării mei. Eu cred că trebuie să ai foarte multă încredere în tine, că eu cred că o să duci. Am încredere în mine. Trebuie să ai tărie de caracter, da, cel mai exact, mult da. Meseria asta. Și să nu te lași doborți, că o să fie mulți care critică, care vorbesc pe la colțuri. Da, nici nu iau în seamă, nu. Eu am deja oamenii mei, publicul meu, care vorbesc mereu și... Și pentru că știu că și iubita ta cântă. Și foarte frumos. Și ați și scos o piesă împreună. Sau chiar două. Da, două. Mai urmează. Două. Și mai urmează. Și îmi place mie așa să fie un cuplu care cântă împreună. Doamne. Și mie. Hai să cântă împreună puțin. Aruncă-le. Scoateți fata aia de pe ecran. Scoateți gata, fata. Că nu mai își dorește Haziran. Mulțumesc, iubita mea. Îl ia. Ce reacție mi-ai fi dat? Doamne, sunteți foarte frumoși împreună. Mulțumim. Să vă țină, Doamne ajută. Ce piesă? E mai aproape de sufletul vostru sau nu știu, pe care o simțiți? Puteți în momentul ăsta. O poză cu mătușii mei aici? De ce? Păi dacă nu ne-ați adus, să vorbesc. Hai să nu devin de la subiect. Hai, cântă-ne ceva. Stai, nu era vorba de asta. Ce piesă o simțim noi cel mai intens? Păi, cred că este vorba de piesă pe care nu am registrat-o împreună. Este piesa mea dedicată lui. Se numește Bunătatea mea de om. Am făcut-o special pentru el, ceea ce am simțit. Apare și în clip... el și este la momentul actual piesa noastră preferată care ne descrie. Ce frumos! Hai, n-o cânti și n-o puțin? Da. Sunt îndrăgostită de cel mai frumos bărbat și el mă iumpește sincer și curat. O să spuneți că mai sunt mulți bărbați ca el în lume, dar vă spun un amănunt, el e totul pentru mine. Bunătatea mea de om, îl iubesc și îl ador. I-aș săruta mâinile atunci când mă mângâie. Foarte mulțumesc. Superbă. Foarte frumos. Este scrisă de tine? Este compusă de Ionuț. El se ocupă de muzica noastră, dar... Toate melodiile noastre sunt compuse de Ionuț. Ionuț, da, cerce? Dar e pornită de la Ionuț povestea cerce noastră. Adică nimic din ceea ce cântăm nu este, da, Ionuț a ceva ce foarte ne mult reprezintă. Că noi ne iubim și că ne respectăm foarte mult și uneori așa a încercat și melodia. Mai avem o melodie împreună, te-am căutat și te-am găsit. Toate melodiile sunt... el știe ceea ce simțim noi. Ne cântați puțin? Așa, cântăm pe finalul emisiunii. Eu sunt aici, iscoada. Facem un playlist. Ha. Te-am căutat și te-am găsit, of, iubirea mea. Te-am cerut și te-am primit, of, dragostea mea. Ne-a fost dat să ne întâlnim, of, iubirea mea. Ne-a fost scris să ne întâlnim, of, dragostea mea. S-a așezat viața mea să-mi plini visele. Of, 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 când mă țin de mâna ta, mi se unesc visele și nopțile. Vă pupăm! Mulțumim! Foarte frumos! Foarte vă iubiți, frumos! Să vă iubiți mult, spune Pasca Ionuț, Marihana Caliu. Sunteți superbi, vă mulțumim mult de tot că astăzi ați fost alături de noi. Vă și mai așteptăm o dată la o emisiune în care să cântăm mult. Să ne scrie toți cei de acasă ce melodii și-ar dori să interpreteze. Vă zic și ceva imediat, am timp să vă zic ceva? Normal, normal. Vă rog frumos, când faceți și ador când îl chemați aici și este invitat, dați-mi un mesaj pe ascuns să vin să-l terorizez, că vreau să vin cu o găleată cu apă, da, să-i dau direct pe el. Păi dacă ai spus, deja vede. Nu mai vede nimic. Nu mai vede n-are. Că e la teu acum. Mă, da, bag și eu. Vreau să-i fac și o manevră, că și el mi-a stricat mie emisiunea. Deci o să vin și eu cu o găleată și dau și ea, și ador că meriți. E obișnuit așa din Republica Dominicană. Da, nu are venit în greul printre noi. Pe Jador îl veți revedea aici la orele 16:30. Păi stau aici până la 4:30.
Uite, ia, foarte să iau o gălată pentru... Te ascundem aici după, într-un birou și facem o farsă. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care astăzi au fost alături de noi. Vor rămâne, sper, aici la Wowbiz, pentru că astăzi, de la orele 16 și 10, vom avea o invitată frumoasă pe Ana Porgras, apoi Jador va reveni aici la noi pe canapea și nu uitați, de la 17.30 avem emisiunea dedicată zodiilor alături de colega mea Bianca Comănici, vom discuta tot ce se întâmplă cu astrele, avem și două invitate războinice. Vreau să rămâneți aici la Wowbiz. Vă felicitări, sunteți foarte frumoși și repede. Mulțumim. Vă așteptăm doar să cântați aici, pentru că aveți niște voci foarte frumoase. Cu mare drag. Mulțumim din suflet. Și să ne dați vești din ce în ce mai bune. Nuntă, cumetrie, botez. Urmează. De toate. Urmește. El a rămas un pic așa. Eu am crescut mai mult în Spania, știți? Vă mulțumim și noi cât mai curând să vă dăm vești bune. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Este superb, să vă țină, Doamne ajută. Mulțumim. Și am lui și Gabriel Music pe Instagram. Să-mi dați mie follow, că nu prea am follow-uri. Vă pupăm să aveți o zi frumoasă. La revedere. La revedere.